Începând de astăzi, părinții pot depune cereri la secretariatele școlilor pentru a-și înscrie copiii la clasa pregătitoare. Sunt acceptați micuții care împlinesc 6 ani până la data de 31 august, iar cei care vor împlini 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie pot fi înscriși după o evaluare a dezvoltării psihosomatice. La școala gimnazială numărul 1, Capitan Aviator Mircea Tebădulescu din Buzău, sunt prevăzute 3 clase pregătitoare. Mai mulți părinți s-au grăbit să depună cereri. Prima zi de înscriere este mijlocul zilei, avem deja 10 copii înscriși, îi așteptăm și pe ceilalți, mâine avem ziua porților deschise. În planul nostru de școlarizare am propus 3 clase cu 90 de elevi. În situația în care vom avea mai multe solicitări, vom mai face la inspectorat o solicitare pentru încă o clasă. Și vedem ce se întâmplă de aici încolo. Părinții au venit, au pus întrebări, avem la vizierul școlii, pe site-ul școlii, de asemenea informațiile necesare pentru a putea face înscrierea și se desfășoară toate lucrurile normal. Una dintre condițiile înscrierii este ca părinții să aibă domiciliul sau reședința pe raza de circumscripție a școlii la care urmează să învețe copilul. În această perioadă, numărul solicitărilor pentru vize de flotant a crescut considerabil, semn că unii buzoieni au găsit o portiță pentru a-și duce copiii la unitățile de învățământ dorite. De la începutul acestui an, la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Municipiului Buzău s-au primit aproximativ 400 de solicitări de înscriere a vizei de flotant sau a vizei de reședință, făcute aceste solicitări în funcție de interesul legitim al fiecărui cetățean în parte. Atâta timp cât persoana prezintă toate documentele expres și limitativ prevăzute de lege, este evident că obligația noastră legală este aceea de a da curs acestor solicitări. Admit și confirm faptul că la începutul fiecărui an, până la jumătatea lunii martie, aproximativ, avem foarte multe cereri de vize de reședință, dar acestea pot privi nu doar înscrierea la grupa pregătitoare, cât și diferite alte interese legitime. Sunt cetățeni care primesc, de exemplu, banii pentru chirie, într-o perioadă se primeau banii pentru diferite formele subvenționării unor servicii publice și așa mai departe. Deci asta trebuie să coroborați această informație de la noi cu alte, cu ce a primit la alte instituții pentru a trage o concluzie în acest sens. Fenomenul este confirmat și de câțiva directori de școli. Da, în fiecare an noi avem o circumscripție școlară formată din familii cu o vârstă mai înaintată și ca număr de copii în urma recensământului care se încadrează în această vârstă pentru înscrierea în anul acesta școlar, avem doar 30 de copii. Ceilalți copii la noi la școală vin din tot municipiul Buzău ca urmare a rezultatelor pe care le avem în fiecare an. Și aici intervine și acea posibilitate a părinților de a face mutația ca să poate să înscrie totuși la școala pe care o conduceți dumneavoastră. În fiecare an am avut și copii ai căror părinți au făcut această viză de flotant, dar la noi în școală au intrat toți copiii care au făcut înscrierea, indiferent de unde provine părintele, unde și-are domiciliul. Deci nu a fost nicio problemă nici într-un an cu privire la acest lucru. Mâine, unitățile de învățământ organizează Ziua Porților Deschise, ocazie cu care copiii de grădiniță de la grupa mare alături de părinți vor vizita școlile unde ar urma să învețe din toamnă.